Citim pentru început un singur cuvânt, un singur verset din seara aceasta, de la Iacov, capitolul 4, versetul 14. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 14, pagina 1190 în Sfânta Scriptură. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puținel și apoi piere. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Înainte ca să aduc mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, doresc să mai spunem un cuvânt de bun venit familiei Dumitru și Maria Ștefănică, ce se află în mijlocul nostru în seara aceasta dacă sunt între noi, ne bucurăm dacă se ridică, îi salutăm în numele Domnului, vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvânteze și dorim să aveți o părtășie frumoasă și să vă simțiți bine în mijlocul nostru și în adunarea Domnului de la Happy Valley. Și apoi, înainte de a intra în mesaj, dorim să transmitem salutări sfinte, că la urmă încheiem cu rugăciune, transmitem salutări sfinte la Linz, la Biserica Speranța, în Austria, prin fratele Doru și prin familiile care ne-au vizitat. Mult har, pace și salutări sfinte pentru poporul Domnului de acolo. Și dacă ne vom mai vedea aici, ne vom bucura. Dacă ne vom vedea doar în cer, ne vom bucura și mai mult. Slăviți să fie Domnul! Prin fratele Mircea Alasu, pentru Biserica Betania din Chicago, pentru pastorul lui Mițoi, pentru conducerea bisericii, salutări sfinte! Ne bucurăm pentru vizita dumneavoastră pentru slujire și în toate numele Domnului să fie binecuvântat și toate familiile care au venit de la Betania, Chicago, Biserică, Soră, Domnul să vă binecuvânteze, să vă însoțească și să duceți căldură și aer uscat, poate căldură nu vreți, dar aer uscat de la Arizona înspre Chicago. Domnul să vă binecuvânteze. În seara aceasta doresc să aduc un mesaj pe care Domnul mi l-a pus pe inimă L-am intitulat Chiar am valoare, chiar oare chiar am valoare, oare chiar ai valoare. M-am bucurat de mesajul adus de fratele Cris Moghină și este un cuvânt care se potrivește și multe lucruri poate chiar am să le repet pentru că am văzut că Duhul lui Dumnezeu este cel care ne călăuzește și vrea să ne încurajeze. Cuvântul din seara aceasta este de învățătură, dar este și de îmbărbătare. Deoarece Biblia, pe de o parte, ne arată că omul e neînsemnat, că nu are valoare. Chiar am citit, nu sunteți decât un abur, care se arată puțin el, și apoi piere. Păi ce e un abur? Cu ce să te lauzi? Cine ești? Cum poți să te dai grozav, să te dai cineva după un astfel de cuvânt? Psalmul 8, versetul 4, o să citim câteva pasaje. Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bage în seamă. ce omul? Psalmul 39 cu 6. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Omul umblă ca o umbră, nici asta nu-i valoare. Psalmul 103 cu 15. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp și cât durează până se ofilește și cade. Psalmul 144 cu 4. Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Trupul omului, după ce l-a părăsit sufletul, dacă i toate substanțele chimice din el, tot fierul și magneziu și cupru și ce -o mai fi și calciu din om, Cândva am citit că era un dolar, acum cu inflația care o dat peste noi, probabil că e 2 dolari. Probabil că 2 dolari are valoare corpul unui om după ce sufletul a plecat din el. așa că atunci când ești încercat, atunci când ești bolnav, atunci când te-a părăsit bărbatul sau nevasta, atunci când nu te mai ascultă copiii, atunci când te-a înșelat, te-a trădat un prieten, un frate, atunci când primești un diagnostic teribil de la medic, atunci când treci prin faliment și pierderi, atunci când treci prin accident, atunci când ajungi într-o stare de dizabilitate, atunci când nu mai ai bani de medicamente, atunci când te da afară de la servici, atunci când e viața grea și insuportabilă, îți aduci aminte de versetele astea și zici, și așa, îți nimic. Am crezut eu că îți ceva, dați nimic. Dar cei mai tristi că mi se pare că nici Dumnezeu nu se mai gândește la mine. Asta e încercarea, asta e testul omului. Când e în adâncul văii, în adâncul gropii, când este încercat și testat în necaz, în pierdere, în suferință, poate mulți n-ați trecut pe acolo, dar foarte mult ați trecut, foarte mulți ați trecut, atunci suntem frământați și consumați de gândul acesta. Oare îi pasă lui Dumnezeu de mine? Oare, oare îi ceva valoare în mine? Oare sunt bun de ceva? De câte ori poate n-ai zis în, în mintea ta după, după ce te-ai certat cu nevasta și n-ai mai avut chef de somn și așa nu sunt bun de nimic. De câte ori te-ai simțit că n-ai valoare? Și momentele alea sunt atunci când ești încercat și testat și când ți este greu. Și fraților, eu am convingerea 100% că unii dintre dumneavoastră, și nu cred că puțin, chiar acum, în zilele acestea, treceți prin astfel de momente, treceți prin astfel de faze, cu lupte untrice. Oare chiar am valoare, chiar sunt bun de ceva? Oare chiar Dumnezeu se gândește la mine că mi se pare că m-a uitat? Mi se pare că nu mai sunt în evidențele Lui. Parcă rugăciunile nu sunt ascultate, în loc de bine vine rău peste mine. Ce se întâmplă? unde e Dumnezeu? unde e valoarea? Și ți aduci aminte de versete și zici, da, e clar. Ce valoare? Frați și surori, în seara aceasta aș dori ca să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne arate și să ne încurajeze cât de multă valoare a pus Dumnezeu în noi. Pe de o parte, IES, e adevărat, omul e neînsemnat, dar pe de cealaltă parte, acțiunile lui Dumnezeu în raport cu omul arată adevărata noastră valoare. Pasajele care vorbesc de faptul că omul este o umbră, că omul e o ceață, că omul e un abur, că omul e o frunză, că omul e un fir de arbă, că omul e o floare, pasajele acestea au de-a face, de face cu viața asta pământească, vremelnică, cu trupul acesta care mai devreme sau mai târziu se transformă în țărână. În timp ce Biblia vorbește despre aceste lucruri, tot Biblia ne arată ce a făcut Dumnezeu în raport cu omul și asta ne convinge, asta ne încurajează că avem valoare. Chiar avem valoare. În primul rând avem valoare prin creație. Prin creație. N-am să vă spun aparat lucruri noi, dar vreau să vă încurajez în ceea ce Cunoașteți prin cuvântul lui Dumnezeu, am fost creați de Dumnezeu. Suntem opera lui Dumnezeu. Facerea Genesa 1 cu 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut. Prin creație avem valoare pentru că ne-a creat Dumnezeu. Nu ne-a creat natura, nu ne-a creat timpul, nu ne-a creat un uh, uh, eveniment accidental în evoluția Universului, ci ne-a creat Dumnezeu cu însuși mâinile Lui. Asta dă valoare. Asta îți dă valoare am citit nu de mult că cea mai scumpă pictură, aveți vreo idee? Cea mai scumpă pictură care s-a vândut vreodată în istoria lumii, s-a vândut în anul 2017, este pictura cu chipul cum l-a văzut, chipul Domnului Isus, Mântuitorul Lumii, ăsta e titlul picturii, Mântuitorul Lumii, de Leonardo Da Vinci, pictată aproximativ în anul 1500. Și în 2017 a fost vândută această pictură la un auction cu 430 de milioane de dolari. Cineva ar zice extraordinar. Dar de ce? De ce atâta valoare pe o pictură? De ce? Pentru că a făcut o Leonardo Da Vinci. Dacă pe mine m-ar chema Leonardo da Vinci, dacă eu aș fi Leonardo da Vinci, ar trebui în fiecare zi să fac câte o pictură. Pentru că ar avea valoare. Mai mare decât Leonardo da Vinci. Acum dacă pui 430 de milioane pe o pictură pe care a făcut o făcut-o Leonardo da Vinci, dar tu și eu, dar noi, care am fost creați de mâna lui Dumnezeu, care e valoare? E mică sau e mare? E mai mare. Nu este nu se pune în dolari. Da, la moarte, trupul, țărâna, un dolar, doi dolari, cinci dolari, cât o fi. Dar noi, ca ființe create de Dumnezeu, avem valoare datorită Creatorului, apoi legat de prima prin însuflare, prin însuflare avem valoare, pentru că am primit de la Dumnezeu suflare de viață, nu numai că El ne-a creat, fraților, că în prima fază Dumnezeu a creat un chip de om format din țărână, o statuie a făcut Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut o statuie din pământ. Și după ce a făcut-o Dumnezeu, în Genesa 2 cu 7 spune așa, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel, un suflet viu. Puteam să rămânem o operă de artă moartă și atunci și opera aia avea valoare. Că te uiți în natură, cei care avem plăcere la munte, la mare, în păduri, oriunde mergem, te uiți în jur și îi spui extraordinar ce a creat Dumnezeu. E mai frumos ce a creat Dumnezeu decât zgârie norii. E frumos și ce a creat omul, dar ce a creat Dumnezeu e mai măreț, e mai minunat. Dar e o natură moartă. Pe om, după ce l-a creat, uitați-vă la o stătuie făcută din țărână, i-a suflat în nări, suflare de viață și așa omul a devenit un suflet viu. A pus Dumnezeu în om, ceva din el, a suflat în el, din Dumnezeu, a suflat în om. Și aici sunt cel puțin două aspecte, două valori care le-a însuflat în om. Valorile morale, pentru că din tot ce a creat Dumnezeu, singurul e omul care se gândește și face diferența între bine și rău. Singurul e omul care cugetă și care știe să facă diferența între bine și rău. Asta e moralitatea, legea morală așezată de Dumnezeu prin creație în om. Lucrul ăsta îl știe și copilul, că l vezi că minte, îl vezi că fură, îl vezi că lovește, îl vezi că face rău, dar cum crește, îl înveți să facă binele. Noi nu suntem animale evoluate, așa cum ar vrea lumea să ne facă să credem. Că am fost cândva animale și acum am ajuns cum suntem. E o prăpastie, o groapă adâncă între toate celelalte vețuitoare și om. Și groapa asta, prăpastia asta n-a fost trecută niciodată. Nimeni din animal n-a ajuns să fie om. Din om să mai poate să fie, să asamene cu animal și ați văzut unii, eu am văzut numai poză că m-au bombardat din toate părțile, de la, de la Paris când s-au deschis jocurile olimpice și am analizat un pic poza și am văzut acolo un bărbat dezbrăcat, vopsit în albastru și fața și cu flori pe cap și nu știu, nu, nu mai știu ce era pe masă, mi-a fost și scârbă, mi-a fost și grață și am zis, aici a evoluat omul? Ăsta e omul? Omul civilizat, omul educat, omul emancipat, omul care merge la facultate, omul care e respectat, aici ajunge, ăsta e omul, te uiți la el și zici, păi am devenit animale. Și celebrăm lucrul ăsta. Îl sărbătorim și ne lăudăm cu el. Nu, de la animale nu se trece la oameni, de la oameni se poate trece prin lipsă de înțelepciune și prin depărtare de Dumnezeu, oamenii care se depărtează de Dumnezeu o să se asemene tot mai mult cu animalele. Oamenii care se tem de Dumnezeu se asemănă tot mai mult cu Dumnezeu care i-a creat, cu Fiul Lui. Dumnezeu a pus în noi suflare de viață, asta înseamnă legea morală a Lui Dumnezeu, diferența, deosebirea între bine și rău. Numai în om este, Niciodată nu v-ați gândit când ați văzut un leu că a sărit pe un, pe un, taur din ăla, a sărit pe o, o capră sălbatică, a sărit pe un beast și i-a prins-o de gât. Niciodată nu v-ați gândit, mă, oare... Nu se gândește leu ăsta că doare să facă treaba asta. Nu se gândește. Nu, n-au în lumea animală nimic ce, în tot ce mișcă. Nu există noțiunea de bine și rău numai în om pentru că Dumnezeu l-a creat. Și al doilea lucru care l-am luat de la Dumnezeu, prima e legea morală care a pus-o Dumnezeu, a insuflat-o Dumnezeu în noi în ziua aceea când l-a creat Dumnezeu pe om, a doua este eternitatea. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne asemănăm cu Dumnezeu în sensul că suntem ființe eterne. Omul nu mai moare, moare din punct de vedere fizic, dar el este o ființă eternă. În final, Dumnezeu va învia toți morții și oamenii vor fi separați în două. Oameni care au slujit lui Dumnezeu și oameni care vor fi pedepsiți de Dumnezeu. Ființa umană este o ființă eternă. Asta am luat din Dumnezeu. Nu-i ca la animale. Animalele, când au murit, au murit. Omul nu moare ca și animalul, pentru că omul are suflare din Dumnezeu în el. Și asta dă valoare. Avem valoare pentru că Dumnezeu ne-a creat, avem valoare pentru că Dumnezeu ne-a însuflat, avem valoare pentru că Dumnezeu ne-a evaluat. Și când ne-a evaluat Dumnezeu, Dumnezeu a zis, uh, plătesc cum? Omul are valoare. Vedeți, nu societatea ne evaluează. Pentru că societatea, în funcție de interesele ei, poate să pună mai multă sau mai puțină valoare pe noi. Dumnezeu a făcut evaluarea omului și Scriptura ne arată că Dumnezeu l-a cumpărat și l-a răscumpărat pe om. 1 Corinteni 6 cu 20 Căci ați fost cumpărați cu un preț. Ați fost cumpărați cu un preț Dar pe, pe Dumnezeu în trupul Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru Care sunt ale lui Dumnezeu De ce sunt ale lui Dumnezeu? Pentru că am fost cumpărați 1 Corinteni 6 cu 2 1 Corinteni 7 cu 23 Voi ați fost cumpărați cu un preț Nu vă faceți dar robi ai oamenilor, pentru că voi aparțineți lui Dumnezeu. Merge mai departe, 1 Petru 1, 18 la 19. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de de vețuire pe care îl moștenise de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur, și fără prihană. Cu ce a plătit Dumnezeu? N-a plătit nici cu lacuri, nici cu mări, nici cu copaci din păduri. N-a plătit Dumnezeu nici cu stele, n-a plătit nici cu pești, nici cu animale. Dumnezeu a plătit cu sângele sfânt și scump al mielului, fiul lui Dumnezeu. Hristos Domnul, care a fost înălțat în slavă care a avut toată slava în eternitate la Dumnezeu, a părăsit gloria. De bunăvoie a acceptat să devină om. A fost om și ca om a plătit cu viața lui, prin suferințele lui și prin sângele lui vărsat. Asta e valoarea care a pus-o. Așa ne-a evaluat Dumnezeu, plătind scump, cum nu se poate mai scump. Am stat și m-am gândit nu odată. Doamne, exista ceva mai scump în Univers care tu puteai să plătești? Și vă rog să vă puneți întrebarea acum pentru câteva momente. Exista ceva în Univers mai scump care Dumnezeu ar fi putut să plătească? Și știți că răspunsul e nu. Nu. Nu se putea plăti mai scump. Asta trebuie să te încurajeze, frate și soră. Nu ești nimic, nu ești nimeni, nu ești fără valoare. Pentru că a plătit Dumnezeu prin sângele lui Isus Hristos pentru tine și pentru mine cea mai mare valoare. Am spus și cu altă ocazie și uh, cunoaștem lucrul acesta din, din comerț, din economie. Valoarea unui lucru este determinată de cumpărător, de cel care plătește. Cât vrea să plătească un om pentru mașina ta? Toți ați venit, mă gândesc, majoritatea ați venit cu mașina la biserică. Așa. Fiecare aveți mașina în parcare. Nu știu ce mașină aveți. Și nici nu mă interesează. Slăbiți să fie Domnul că avem mașini și nu venim pe jos. Unii avem mașini de 10.000, alții de 15.000, alții de 50.000, alții de 100.000. Fiecare dintre dumneavoastră, dacă vă întreabă cineva sau trebuie să puneți pe hârtie, suma, valoarea mașinii, puneți o anumită valoare, care o gândiți dumneavoastră. Șanse sunt că dumneavoastră puneți pe hârtie mai mult decât în realitate. Că dacă mașina ta are valoare de 30 de mii, probabil tu te gândești, mă, la vreo 32 de mii, 33 de mii. Știți cine stabilește valoarea mașinii? Cumpărătorul. Cel care o cumpără, ăla stabilește valoarea. Și dacă ai cumpărător la 33.000, de mii, 33 de mii. Dacă ai cumpărător la 30 de mii, 30 de mii. O șuviță din părul lui Elvis Presley s-a vândut în urmă cu câțiva ani de zile la cineva, o dat 100.000 de mii de dolari. Pe o șuviță din părul lui Elvis, Presley. Unii dintre noi am fi milionari dacă am putea să vindem părul, dar ni-l taie tot la câteva săptămâni și în loc să ne dea bani pe el, plătim noi. Dar uite că părul lui Elvis Presley că este cumpărător. Cineva te întreabă, bă, ce valoare are părul fostului artist? 100.000 de mii de dolari. Ce valoare ai tu? Ce valoare am eu? Valoarea noastră a fost stabilită de Cel care a plătit pentru noi. Și Cel care a plătit pentru noi e Dumnezeu, și prețul plătit este sângele Domnului Isus Hristos. Cel mai scump preț în Univers. Asta înseamnă că ai valoare. Și trebuie să te încurajezi și să privești cu bucurie și cu mulțumire, și împreună să lăudăm pe Dumnezeu pentru marea valoare pe care a pus-o în noi și pe noi. Avem valoare prin înfiere. Deci, prin creație, prin însuflare, printr-o evaluare și plată, prin înfiere, am fost înfiați de Dumnezeu. Iată ce spune Ioan 1 cu 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu, trecuți pe numele Lui Dumnezeu. Efeseni 1 cu 5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii Lui. Noi am fost înfiați de Dumnezeu, prin Hristos. Am devenit copii ai lui, purtăm numele lui. Păi dumneavoastră știți că e important acul copil ești, nu? Țineți minte de când eram copii în România, la țară. Bă, acu ești. Asta era prima întrebare. Cum te cheamă și acu ești? Fiecare vrea să știe. Păi eu sunt al Adamu Filerului. O, oh, Adamu Pocăit. Da, ok. Unii zicea, bine, alții, vai și amar. Că așa era vremea atunci. Acu-i copil ești. Acu ești. Cine ți tată? care s părinții tăi? Că îi dau valoare. Dacă părinții tăi sunt oameni însemnați, oameni cu reputație bună, oameni cu nume bun, oameni care au slujit bine, oameni cu afaceri prospere, oameni cunoscuți, oameni populari, ca și copil te poți lăuda. Deci, măi, am mai mare valoare. Mama și tata sunt cineva. Frați și surori, Tatăl nostru, Biblia ne spune că este Dumnezeu. El ne-a înfiat și ne-a trecut pe numele Lui. Și din cauza asta suntem cetățeni cu sfinții oameni din casa Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Ai valoare, te poți lăuda cu asta, yes. yes. A te lăuda în Domnul nu-i păcat. A te lăuda tu pe tine însuți nu arată bine, nu șade bine. Dar a te lăuda în Domnul, a spune că ești copilul lui Dumnezeu, ești fiu de împărat, fică, zici că ești prințesă, da, numai să nu se urce la cap în modul ăsta lumesc, dar ești, ești prințesă, ești prinț, suntem copii ai celui preanalt care ne-a înfiat prin Iisus Hristos, asta îți dă valoare. Venim înaintea lui și cum începe rugăciunea Tatăl nostru? Cum începe rugăciunea Tatăl nostru? Că am și zis, că nici nu pot să zic altfel. Am și zis deja. Tatăl nostru care ești în ceruri. Copii, Tată, asta înseamnă valoare. Apoi, valoare prin sălășluire am numit, prin sălășluire, adică. Noi am devenit temple ale Duhului Sfânt, prin faptul că Duhul Sfânt a ales să-și pună reședința în noi. În noi s-a coborât Duhului Dumnezeu și locuiește în noi și în felul acesta trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Galaten 4,6 spune așa, Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă, Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? 2 Corinteni 4 cu 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Comoara care este Duhul Sfânt și cunoașterea Lui Hristos. Le purtăm în niște vase de lut pentru că acest, această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Vasul e de lut, puterea e de la Dumnezeu. Noi suntem de lut, suntem țărână, dar în noi locuiește Dumnezeu prin Duhul Său. Coloseni 1 cu 27, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri și anume Hristos în voi, Hristos în voi prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt Hristos este în noi, nădejdea slavei. Asta e taina ascunsă de viacuri. Taina asta a fost descoperită doar după Hristos că Duhul Sfânt se va coborâ în om și va locui în om. Hristos în noi, Hristos în voi, nădejdea slavei, valoare pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi. Și apoi, prin investire, prin investire, am fost investiți cu daruri și în felul acesta făcuți parteneri cu Dumnezeu în împărăția Lui ca să slujim pentru înaintarea împărăției Lui. 1 Corinteni 3 cu 9 Căci noi suntem 1 Corinteni 3 cu 9 Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu Voi sunteți ogorul Lui Dumnezeu Clădirea Lui Dumnezeu 1 Corinteni 12 cu 11 Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă Fiecăruia în parte, după cum voiește, la fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat un dar, un talent. A pus ceva Dumnezeu în tine prin care să lucreze Dumnezeu la extinderea împărăției Lui. Să fii și tu, să fiu și eu, să fim noi împreună unelte în mâna lui Dumnezeu pentru extinderea împărăției Lui. Asta înseamnă valoare? Partener cu Dumnezeu? A, cred că nu greșesc dacă spun că niciunul dintre dumneavoastră în afacerile dumneavoastră nu sunteți partener cu domnul Trump. Cred că nu greșesc dacă zic lucrul ăsta. Nu cred că dacă ar fi, am ști. Eu cred că aș ști dacă cineva dintre dumneavoastră ar fi partener în business cu domnul Trump. Dar nu e. Dar dacă ai fi, ar ști toată lumea. De ce ar ști? Păi, cu cine-s parteneri? Hai, că facem noi parteneriate între noi, fac frații parteneriate între ei. Unul cu tailele, alții cu cabineții, alții cu faianța, unul cu băile, alții cu framing-ul și așa mai departe. E foarte frumos, e nice. Dar e diferit dacă ajungi să fii partener cu cineva care are... Care știe, care are un record, care e cunoscut. Frați și surori, Biblia ne arată că noi suntem parteneri cu Dumnezeu. Dumnezeu se coboară la nivelul acesta ca să ne facă parteneri. Să spună că El lucrează împreună cu noi, noi lucrăm împreună cu El. Lucrarea este a Lui. Asta e mare valoare. Asta îți dă valoare. Frați și surori, noi suntem copii ai lui Dumnezeu în zile grele, în stări de depresie. Unii chiar acum vă confruntați cu stări de depresie. Starea de depresie îți spune că n-ai valoare și că nu se merită să trăiești. Oamenii care își pun capăt zilelor, își pun capăt zilelor pentru că nu văd nimic bun în ziua de mâine, și pentru că au ajuns la concluzia că n-au valoare și nimeni nu iubește, ăsta e motivul pentru care oamenii își pun capăt zilelor. N-am valoare, nu mă iubește nimeni, nu e nimic frumos mâine pentru care se merită să trăiesc. Și așa își încheie alergarea pe pământul acesta. Și o mare tragedie. Asta pentru că nu li s-a descoperit cuvântul adevărului. Frate și soră, niciunul dintre noi n-ar trebui să fim sau să intrăm în stări de depresie sau neputință psihică. Pentru că avem garanția cuvântului lui Dumnezeu. El a pus o mare valoare în noi prin creație, prin insuflare, prin evaluare, prin faptul că a plătit, prin înfiere că suntem copiii lui, prin faptul că Duhul Sfânt locuiește noi și prin faptul că suntem parteneri cu Dumnezeu. Asta e valoare care nu se poate estima în lucruri pământești. Dumnezeu a pus această valoare în fiecare dintre noi. Așa că frate sau soră, care ești necăjit, care ești bolnav, care ești apăsat, care te simți singur sau părăsit, ai ocazia să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, tu ești Tatăl meu. N-are importanță ce spun oamenii despre mine. Și ar putea să ai oameni răi în jurul tău. Uneori chiar familia să se ridice împotriva ta. E important să te uiți înspre cer și să vezi ce zice Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu ai valoare. Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu care a fost credincios până în ziua de azi, Dumnezeu va fi cu tine, Dumnezeu te va ajuta. Te va ajuta prin bolă, te va ajuta prin pierdere, te va ajuta prin decepție, prin desnădejde, prin descurajare. Dumnezeu te va ajuta, Dumnezeu va fi cu tine, Dumnezeu te va îmbărbăta. Încredete în ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu întotdeauna are dreptate binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului în seara aceasta. Vă invit să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, cu mulțumire, cu recunoștință, dar și cu nevoile noastre înaintea Domnului. Am fost informat și de faptul că familia Marica din Bistrița, din România, a avut un accident rutier foarte grav. Fratele Ioan Marinca a decedat, pe loc și soția Gina este grav bolnavă în spital. Ne rugăm pentru sora Gina, ne rugăm pentru familia lor, pentru casa lor, ne rugăm pentru alții care sunt încercați, poate că printr-o ridicare de mână doriți să veniți înaintea Domnului. Poate că Domnul va a vorbit în mod tainic și individual în seara aceasta. Sunt convins că cuvântul acesta are efect în inima multora care au avut urechile și inimile deschise și vreau să ne rugăm, fraților, noi vrem să ne rugăm, să ne sprijinim în rugăciune unii pe alții. Nimeni să nu plece din locul acesta gândindu-se că e singur și părăsit și a nimănui și că nu are valoare. Dumnezeu este Cel care a pus valoare pe sufletul nostru. Ne încredem în El și ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Iar la final, prin Fratele Mircea Lasu, mulțumim Domnului pentru ziua de azi și pentru seara aceasta. Haideți să ne rugăm cu toată adunarea.